dragilor elevi, stimați părinți, stimați bunici, întoarcerea la școală după vacanța de vară este un moment de emoții pentru toți. Pentru elevi, elevii de toate vârstele, dar și pentru părinții și bunicii acestora. Astăzi, 5 septembrie, este începutul unui nou an școlar pe care ne dorim un an al normalității, cu prezență fizică, zi de zi, la școală. Distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți, onorată asistență, trăim astăzi cu toții un moment emoționant și special pe care fiecare dintre cei prezenți îl experimentează unic în felul său. Mă uit la boboci și le urez bine ați venit în noua clasă, în noua casă și în familia școlii. Emoțiile voastre îmi trezesc amintiri din prima mea zi de școală, când strângeam mâna mamei și nu voiam să-i dau drumul. Doamna mea, Zarov, pe vremea aceea, a știut însă, cu o vorbă bună, să mă liniștească și să-mi dea curaj să intru în clasă. Sunt convins, la fel, vor fi și doamnele voastre, dragii mei. Sunteți într-un loc binecuvântat, unde veți descoperi o astfel de lume în jurul vostru. Elevii din clasele mai mari le spun bine ați revenit. Veți dobândi noi deprinderi și veți înțelege un adevăr pe care noi, cei trecuți prin școală, l-am înțeles. Trebuie să învățați mai ales pentru viața. Dascălilor le spun că dacă elevii vă vor avea în memorie și la 30 și la 50 de ani, așa cum eu îmi aduc aminte cu plăcere de doamna mea, înseamnă că ați reușit să fiți mentori adevărați. Înseamnă că ați educat copii, că le-ați insuflat curajul de a spune, de a recunoaște adevărul, de a gândi liber și de a prețui cinstea, că ați format oameni. Împreună voi, învățători, profesori și ucenici, având ca parteneri părinții și autoritățile locale, vă angajați din nou pe drumul cunoașterii și al perfecțiunii. Este un ciclu care se repetă an de an. Învățăm uneori, întâmpinăm dificultăți peste care trecem. Avem succese, dăm examene, promovăm, ne bucurăm de bursele școlare și de taberele de vară gratuite pe care elevii silitori din comună le obțin pe munca lor. Dincolo de faptul că școala este un laborator viu, în care se pregătesc medici, ingineri și arhitecți, fermieri și constructorii de mâine, școala reprezintă și o carte de vizită a comunității. Noi am creat condiții pentru ca toți copiii Păuleștiului să aibă acces nerestrictiv și să beneficieze de un sistem educațional modern și motivațional, mai ales că viața în care trăim nu este deloc ușoară. Tuturor vă doresc un an cu împliniri școlare și profesionale, cu sănătate, bucurii și gânduri bune. Să ne dea Dumnezeu un an bun școlar. Pentru ca să deschidă mințile lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune și folositoare, ca să le se dea lor înțelepciunea care stă la tronul lui să o sădească în inimile lor, ca să învețe ce este bineplăcut înaintea Domnului, pentru ca să sporească ei cu înțelepciunea și cu vârsta spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria părinților lor, pentru ca prin înțelepciune, viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mândriere părinților lor și întărire bisericii noastre ortodoxe. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Copiii de acasă pregătitoare, vă rog, însoțiți de doamna strâns, spune până la Laura, mergeți pe clasă.